Într-un cadru restrâns, din cauza condițiilor pandemice, a avut loc evaluarea și prezentarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara pe parcursul anului trecut. Jandarmii hunedoreni au îndeplinit aproape 15.000 de misiuni, cele mai multe dintre ele fiind în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, dar nu puține au fost și acelea efectuate în zonele montane și cele legate de combaterea pandemiei de COVID-19. În data de 25 ianuarie, anul curent, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara a avut loc evaluarea activității pe anul 2021. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru restrâns datorită contextului pandemic în care ne aflăm. Din cele peste 10.000 de misiuni la care au participat jandarmii hunedoreni, putem enumera cele mai importante, acelea în care am participat alături de salvamontiști sau independent la acțiuni de căutare și salvare în zonele montane și misiunile alături de partenerii instituționali la care am participat pentru a minimaliza efectele pandemice. Și pentru acest an, jandarmii hunedoreni asigură populația că principala preocupare a instituției pe care o reprezintă rămâne asigurarea unui climat de liniște și siguranță pentru cetățeni. În anul 2022 vom fi alături de cetățeni pentru a ne asigura că sunt în siguranță și de asemenea pentru a asigura un climat de siguranță și ordine publică adecvat. În ceea ce privește misiunile îndeplinite anul trecut de cadrele IJJ Hunedoara, trebuie precizat că printre acestea s-au aflat și aproape 1500 de transporturi speciale și mandate de aducere puse în aplicare. În timpul misiunilor, jandarmii au constatat aproximativ 450 de infracțiuni și au aplicat peste 5000 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind, pe parcursul anului trecut, de aproape 1 milion de lei.